Angela Similea. Să română. Bună seara. Bună seara. Să română. Bună seara. Bine ați venit, nu-i nimic, nu-i nimic, e vina mea. Ca întotdeauna stric câte ceva pe unde mă duc, nu-i nicio problemă. Vă mulțumesc foarte mult. Și chiar doresc din suflet să vă mulțumesc. Ca orice creștin este impresionat de gestul dumneavoastră și a echipei dumneavoastră. Anul trecut, din motive personale, mă ierți. N-am putut participa la gala în care s-a născut acest proiect. Știm că ați fost tot timpul alături de noi și știm foarte bine că ați dorit și pentru noi este o mare, mare onoare să vă avem aici. Și sunt mulțumesc mult de tot și cu atât mai puternică este bucuria mea, cu cât știu că de foarte mulți ani vă luptați pentru implementarea acestui proiect, cu atât mai mult cu cât știu că a pornit de la sugestia colegei mele, Margareta Puslaru. Mulțumim. E un mic dar acolo pe care e o mică surpriză pe care v-a făcut-o doamna Mihaela Joana. Ia să vedem. Hai, aplauze, vă rog frumos. Vă rog frumos. Nu pentru mine, că n-aveți de ce pentru mine. Dar sunt două doamne aici care chiar au muncit și muncesc pentru acest proiect. Aș vrea să vă numim invitatul nostru de onoare și voluntar pentru Crucea Roșie și vă mulțumim foarte mult pentru sprijin. Eu vă mulțumesc, sunt impresionată, voluntar am devenit serios de la aflarea și urmărirea acestui program, cu atât mai mult cu cât mi se pare că este la îndemâna tuturor și că acest program nu aduce o jenă, o rușine a neamului nostru, ci dimpotrivă, dacă cel mai bogat stat a implementat acest program, l-a născut și, bineînțeles, atâtea state bine situate din punct de vedere economic din Europa îl folosesc, nu văd de ce nouă ne-ar fi jenă și e atât de puternic și de la îndemâna oricui încât își face loc în viața noastră de zi cu zi. E un gest creștinesc pe care îl facem cu ocaziile religioase, să spunem. Biserica de regulă a început, de regulă face asemenea daruri, dar este mai greoi decât programul Crucii Roșii, pentru că în fiecare zi, așa cum spuneam, în fiecare zi omul merge la cumpărături și acolo unde vede acest simbol al Crucii Roșii, trebuie să știți că există locul unde puteți cumpăra cu un leu și 2 lei, 3 lei, ceva, pentru că un pachet de biscuiți pe care îl cumpărați pentru copiii dumneavoastră într-o săptămână poate să ajungă mulți biscuiți pe mesele copiilor care niciodată nu pot cumpăra și nu pot mânca așa ceva. Așa este minunat programul, este minunat că o echipă atât de frumoasă lucrează la acest program și încă o dată spun, e la îndemâna noastră a tuturor cu o sumă foarte mică pentru cei care n-au posibilități să ajute pe cei care trec printr-o perioadă grea și au acest sentiment al foamei. Să ne ferească Dumnezeu pe toți și pentru că sunt convinsă că acest program nu va avea final, deși mi-l doresc din tot sufletul să dispară din toată lumea asta, mi se pare cu atât mai mult să vă felicit încă o dată. Mulțumesc. Și să știți că sunt totdeauna alături de dumneavoastră. Vă și eu vă mulțumesc, dar bineînțeles ați venit. O să am eu grijă puțin de diploma de onoare, vreme de câteva minute, când o să ascultăm o piesă foarte frumoasă. Ce piesă o să fie? O piesă de la începutul carierei mele. Splendid. O piesă, zic eu, foarte frumoasă a lui Marcel Dragomir pe versuri de Ovidiu Dumitru. Sper să vă facă plăcere să o reascultați. Mulțumim foarte mult. Aplauze, vă rog frumos, doamnelor și domnilor, Angela Similea. Lumea distanță
noștri trec pe cărare, trec, trec. Un albastru infinit, lunecând pe ramul nesfârșit, somnul meu de noapte l-a trezit, cerul meu l-a răscolit. Un Angela Similea știe foarte bine că e piesa mea preferată, dar pot să le spun și oamenilor de acasă că e piesa mea preferată. Încă o dată vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară. Vă rog să mai rămâneți puțin lângă mine, pentru că avem un telefon. Este telespectatorul cu numărul 100 în rețeaua Rom Telecom, cel care a donat, cred că de undeva din Moldova, dacă am reținut bine. Bună seara! Bună seara! De unde sunteți? Din Piatra Neamț. Opa! Cum vă numiți? Mă numesc Gabriela David. Și câți ani aveți? 28. După voce așa mi s-a părut că sunteți tinerică. Atât de precis? Cine, eu sau? Da? Nu, atât de precis, 28 de ani, nu, m-am gândit așa, m-am gândit. Da.
Eu mă gândeam la 20, 18. Serios, eu prima oară, că, de-aia am întrebat câți ani are, pentru că am zis că are sub 18 și zic, hai să vedem cât tare. Da, nu, spun, recunosc că doar ne cunoaștem de o viață, ce Dumnezeu. Bun, telespectatorul cu numărul 100, vreau să-ți mulțumesc din suflet înainte de toate pentru că ai donat și că ai sunat la noi și că ești alături de acest proiect. Avem o mică surpriză, un mic cadou pentru tine. Zim, ai prieten la 28 de ani? Am și prieteni și aș vrea să vă spun următorul lucru. Sunt și mămică și băiețelul meu a fost cel care a avut inițiativa să sunăm în această seară. Cât are băiețelul? Are 7 ani. Să trăiască, să fie sănătos și cum îl cheamă, ca să-l salut să-i fac cu mâna. Alexandru. Alexandru, te pup. Bun, joacă fotbal Alexandru sau nu? Este fan Dinamovist 100%. N-avem nici cu Steaua, nici cu Dinamo, nici cu Rapid. Să terminați cu chestia asta, m-ați găsit pe mine de la sport și ați apucat. Nu, avem o minge cu autografele jucătorilor din echipa națională a României care o să ajungă la tine. Îți mulțumesc mult, mult așa de tot. Așa ceva și-ar fi dorit și nepotul meu, să știi. Rezolvăm, nicio problemă. Telefon se poate. Numărul 200. Dacă se poate, aș dori să adaug ceva. Te rog. Vreau să felicit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect și cred că chiar și în aceste condiții de criză, un gest mărunt totuși înseamnă mult pentru cei care sunt norocoși. Așa este. Și noi vă mulțumim, mulțumiri băiețelului, salutări încă o dată. Bun, avem primul caz pe care vi-l prezentăm în această seară. De la Piatra Neamț, dragi prieteni, ne mutăm la Timișoara. Avem imagini emoționante pe care vă invit să le urmărim împreună.